La nivel european, data de 11 februarie marchează ziua numărului unic 112. Peste 15.000 de apeluri au fost preluate de către pompierii mehedințeni anul trecut. De asemenea, în 2020, jandarmii au intervenit în peste 200 de situații gestionate în urma apelurilor prin numărul unic de urgență. 11 februarie marchează Ziua Europeană 112. Prin intermediul acestui număr se asigură asistență imediată în situații în care este pusă în pericol viața, integritatea, sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată sau chiar mediul. De asemenea, este un serviciu gratuit. Peste 200 de intervenții au fost gestionate de jandarmi în urma apelurilor la numărul unic de urgență 112. Intervenția în cazul tulburării ordinii și liniștii publice, aplanarea unor stări conflictuale sau înlăturarea pericolului provocat de insecte și animale sunt principalele solicitări la care au răspuns jandarmii în urma apelurilor primite pe numărul de urgență 112. În anul 2020, jandarmii mehedințeni au intervenit în peste 200 de situații, intervențiile fiind gestionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vă reamintim că apelarea abuzivă sau falsă la numărul de urgență 112 se sancționează cu amendă contravențională conform prevederilor legale în vigoare. Primii care răspund apelurilor mereu la celălalt capăt al firului și zi de zi prin implicarea lor, oamenii 112 fac legătura cu dispecerii din agențiile de intervenție care gestionează operativ cazurile sunt pompierii. Peste 15.000 de apeluri au fost preluate anul trecut de pompierii mehedințeni prin intermediul numărului unic de urgență 112. Am răspuns cu interes fiecare solicitări, am dat dovadă de empatie, solidaritate și eficiență, contribuind la salvarea vieților, protejarea bunurilor materiale, dar și a mediului înconjurător. De Ziua Europeană a numărului unic de urgență 112, îi asigurăm pe cetățeni că suntem permanent la datorie, gata oricând să le venim în ajutor. Totodată facem apel la aceștia să folosească responsabil numărul unic de urgență 112, conștientizând că acest număr este dedicat situațiilor de urgență, iar în lupta pentru viață, fiecare secundă contează. Amenda pentru apelarea falsă sau abuzivă a numărului unic de urgență este cuprinsă între 500 și 1000 de lei. În România, serviciul 112 a fost implementat în anul 2004.